bine. Mai jos. Te pricepi? Nu vii la mine acasă? Și nu niște treabă. Vine acum. Să avem ce scrie la și data viitoare. Asta e treaba. Ah, puteai să-mi dai 3.000 de parei. Două. Păi, două a fost luna trecută cu Coș, acum sunt 3. Hai mă să-l vedem pe Adrian. Deci am înțeles, da? Thank you.
Ce e, mă, ce dai, nu e sănătos? Vezi, mă, cum ai făcut să-ți explodezi motorul? Mai bine, intrai dracu, trustul și pierde. Calmează-te. N-avea mașina, bă, dar nu ne lua nimeni în glandă. N-ai văzut că mi-a luat la fața și mi-a rupt oglinda? Ce vrei să fac? Am văzut negru și am uitat de chestia asta cu bani. Nu știu, bă. Dacă la crute nu te gândești că ești inconștient, bare la mine, mă, să te mai gândești tu din când în când. Și aia, mă, brav. Știi ce? Ia să treci tu de acum încolo la volan, da? Să conduci tu. Și ce să conduc, mă, că mașina ai făcut-o praf? A, sau pot repar tu, mă, că te pricep o grămadă. Se frică, băi. Normal, mă, că mi-e frică, normal. Ca și pe tine de frică. Da, mă, da, mi-e frică, mă, ca cum e de frică. Care e problema, mă? Ne cerem frumos scuze și zicem așa. Cât de cât. Auzi? Pierdem următoarele trei curse de aici înainte. Ce te agitați? Stai-mă din gură, că vorbește aiurea. Tu nu-i cunoști pe ăștia. Las-mă, că-i facem din vorbe. Faci pe dracu. Bună! E al tău? Da, al cui? Nu știu, zic și eu. Cum îl cheamă? Perhan. Simpatic foc să-ți trăiască. Mersi. În casă se poate și pe aici? Da. Mami! Mersi. Eu cânt ceea ce simt, adică... Da, sigur că are legătură. Doar nu mă apuc să inventez. Știți cum e, publicul te simte imediat. Adrian, cred că ești lângă un radio deschis. E mai bine așa? Mulțumesc, mult mai bine. Revenim la pereche, să înțelegem că încă nu ți-ai găsit partea ideală. Ce mă ta faci, mă? Da, e adevărat, încă îmi caut perechea ideală.
femeia care să mă împlinească. Mamă, lasă-i. Să mă împlinească identic cu tot ceea ce sunt și îmi doresc să fiu. Dacă vreți, se poate spune că o caut pe prințesa mea. Zi de concert. Am auzit ceva de un turneu? Da, așa este. Trebuie să facem un turneu în viitor apropiat. Iar despre concerte și despre studio în care înregistrez, vorbim data viitoare. Adrian, îți dorim mult succes în activitatea. Mulțumesc. Mulțumesc mult. La revedere. Nu mai stai? Nu mai stau. Trebuie să ajung la... Hai, mă, că vin. Vă rog să nu cumva să uiți bună seara, e ziua lui Crocoi. Nu să uit, trebuie să ajung la Crocoi, doar e fratele meu, nu? Crezi că am luat mers să ne audă masa. Ce vorbești, bă, nene? Unde s-a dus pe unul? În col. În col. Care minte a luat-o în freză? Deci înțelegerea noastră nu va conveni, da? Am greșit, dar să vedeți că... Adă-mi și mie un pahar de apă, te rog. Continuați. N-am avut ce să fac. Eu am vrut să pierd, dar mi-a luat la fața, mi-a rupt oglinda, era să mă bace și în zid. Pe bune, ce să fac? Ce oameni, bă. Hai să trecem la calcule, da? Da. Ai cumva un telefon cu calculator? Da. Dă-mi și mie puțin. De aici. Hai mă, liniște, că știu să umblu, da? Mă înveți tu să umblu la el. Deci, 3.000 datoria bani care ți-am dat de mână. Da? No? 2.000 cursa? Da, dar v-am zis de cursă că... Ei, 1.000 deranjul, 1.000 daune morale, 7.000 total, o sumă rotundă. E regulă? Da. Bun, dar putem să plătim în tranșe, nu? Reparăm mașina care vă rămâne gaj, vă mai dăm 2.000 în câteva zile și cu restul de 3-4.000 o rezolvăm așa, tot cu niște curse. Mai pierdem 2-3 și cădem la pace, nu? Serios? Sau am înțeles că aveți un studio. Poate vă mai trebuie niște scule, că na, mai știți și noi ceva de muzică, de înregistrări. Băi, uite ce vă sfătuiesc eu pe voi. Voi știți ce-mi poate pielea mie, nu? Până mâine seară, să faceți de toți banii, să mi dați pe toți, da? Ca să nu vă tăi să vă dau la porci. Ca în filmul ăla Cannibal, știi? Cannibal. Băi, să o conectez pe măta și pe tactul așa. Ai înțeles? Băi, ai înțeles sau nu? Da. Verifică până mâine seară. Trebuie să facă nota de plată și dacă nu e, mă anunțe. Da? Salut. Domnul Gabonu? Da. Dați și mie telefon. Poftim. Salut. La revedere. 7.000. De unde a scos, mă, 7.000? Ce e, mă, băgame și picioare? Ce e, mă, n-ai nimic? Bă, ce e, că mă doare de mă cac pe mine, bă! Vezi, mă, ce scoate ăsta, vezi? Dă-l în mâns! Dă-și tu o șurubelniță, ceva de acolo. N-are rost, prietene. Pe asta nu o vindem nici cu 100 de para. Ne costă mai mult decât face să o scoate la mine, așa că nu te mai agitai, vezi. Aici, că știu cum facem. A. Anton vrea să-și vândă hârbul cu 2.000. Așa, și? Îl luăm noi.
Mamă, băi, nu se poate să nu-l dă mâine, măcar cu 3 jumate. Te mai stun un pic la kilometra și îi fac din vorbă instantaneu. Ne scoatem 1.500 ca popa. Golful vopsește. Îi schimb frumos oglinda, speli motorul și lăsăm gaj la Gabon, măcar pentru 2 kg. Se fac 3 jumate? Uh-huh. Dacă ne dă Anton Lozului o săptămână, se fac cât? 6. Ne mai trebuie 1.000. Antoane! Bă! Antoane! Zi, bă! Haide jos! Hai până jos! Acum! Hai, mă, că pentru 1.000 nu-l lua ăștia cât. Mă duc sus să sună niște bușbeți. Nu se poate să nu mai scot măcar 1.000. Hai, bă, că vă las să munciți. Lasă-ne, mă. Hai, Antoane, să fur meserie. Hai, uite că ne apucăm data asta, ne zici că ai venit degeaba. Te-ai făcut băia mare, băia Antoane, băia jos mecanic. Hai, hai, caută-mă pe sus. Alo, ce faci, băi, dormi? Răzvan? Mă scuzați, Răzvan e acasă? Da, știu, mă scuzați. Ce faci, băi, iar ai dat telefon la tactu? Așa, bravo. Hai că nu te țin mult. Fii atent aici. Am prins un tun adevărat, dar nu mă țin cu ele să mă bag singur. Faci cum vrei, dar pentru mine o să-ți pară rău că nu te-ai băgat de la început, să știi. Da, mă, intrăm împreună, bineînțeles. Dar cine-s eu, mă, Maica Tereza? Alexandra? Da, eu sunt. Nu, mă, nu te rog. O să mă roști tu pe mine peste câteva zile. Radule, practic nu e vorba de niciun risc. Da. Dai, ba, nu intri, nu însuși bașcheții. Dacă îți mergi aminte de fiecare dată... Bun, mă, și ce vrei să fac? Da, de data asta e sigură treaba. Da? Bine, asta. Zici, pune 70.000 să nu bată la urmă, nu? Pornu, dacă-i prea puțin, eu știu. Cum e, mă? Bă, nu stăm genial. 200-300 maxim. Eu că au aflat ăștia că suntem încăcat, că nu mai marcă niciunul bun. O să încerc eu să fac rost. Să-l fac pe ăla de câteva sute de la Carrefour. Să vedem. Îl spun dimineață. Bine, mă. Hai că eu o tai. Vorim în dimineață, da? Mhm. Uh-huh. Hai, noroc. Hai, pa. La nouă întârg, da? Uh-huh. Băi, să dea dracu, să nu vii! Da, mă, da, stai liniștit. Cu cât tot ai, frățioare? 300. 70.000 de kilometri ăștia sunt reali? Da. N-ați-vă bani. Gata, ai rezolvat-o? Am rezolvat-o pizda, mă. Mai nebunit, băie, felie! Ce față ai? Mi-a murit bateria și nici n-am auzit unele, ia de fac... Băi, acum ne calmăm, da? Cu cât ai dat?
2:30. Cu cât, mă? Dar de ce n-ai dat-o gratis? Da-și, mă, din gură, te rog eu frumos. Hai, culcă-te la loc, ești obosit. Și bunică mea, dacă trăia, lua 3:30 pe ea. Da-și, mă, din gură! Bravo, mă, 2:30, ești bun. Câștigătorii concursului nostru, având ca premii 10 ceasuri, sunt posesorii biletelor cu numerele 42, aici, vine lângă mine, 27, știți? 4, există 4? Există. Este. Este. Și pentru tine, în aplauzele dumneavoastră. Bineînțeles, cine să-mi strige mie spectacol. Gata. Mersi. Ia zi, ce mai faci, mă? Păi ce să fac? Uite, dădeam o tură prin zonă și pe cine văd. Da, eu. Când te-am văzut, am zis ăsta a venit să facă mișto de mine, sigur. Da. N-am mai aflat nimic de tine de o grămadă. Auzi, ce faci acum? Nu mergem să te fac un suc? Mai stai și noi de vorbă. Ba da, te grăbești? Nu, de ce? Să mă schimb și eu. Mama? 5 minute atâta durează. Bine. Ne vedem. Ne întâlnim aici, da? Da. Bine. Hai, mamă. Ce să fac? Dacă nu erau de la mâna a doua, asta Felie? E ce să mai... Felie! Nu te știu, că are acum. Nu mă încoace! Bine, să trești. Ba. Ce vreau? Ce-i mă? Băi, fii atent. Știu cum o rezolvăm. Ce? Am găsit fata.
Pentru cine? Pentru gamonul? Nu, mă, pentru copilul minune. Nu știi că ți-a căutat pereche, n-ai auzit la interviu? Așa, și? Habar n-am cum o cheamă, dar cred că am făcut liceu împreună, a terminat un an sau doi după mine. Pula mea nu contează, e drăguță foc, dar n-are mai mult de 1,5 m. Ei sunt de aia pitiși pe bune, 2 la metru. Îți zic eu că o prințesă pentru copilul minune face mai mult de 7.000 de para în ochiul lui Gabon. Adică protejații tăi sunt și ai mei și, mă rog, problemele lor mă privesc personal. Comprende? Bă, nu știu ce să zic. Eu zic așa, mă gândesc așa, că dacă tu îmi datorezi mie bani și în loc să mi dai, te duci... Bă, mai du-te, bă, în pula mea, că ți-am explicat 1.000 de ori să mor eu. Țiganul e sensibil la corda sentimentală. Da. E importantă chestia asta, vrăjeala cu prietenia, cu fratele meu, cu eu sunt nașul tău, tu ești fiul meu, înțelegi? Da. Cum crezi că fac ăștia banii? Haide. Chiar ți-a dat ăsta banii? Da, steci. Deși mie de acolo, că mă așteptă fata aia la bani. Nene, dar ce mi s-au dat ai tăi? Nu i-am găsit acasă. Trebuie, dar ce să-ți fac eu ție? Dă-mă de acolo. Nu-ți dau, mă, nu-ți dau. Pleacă de Felie! Ce? Băi, tăi, mă, termină, băi. Băi, dă banii, mă. Te sun eu să zic ce și cum. Te sun tu, de... Și tu cu ce te ocupi? Ce învârți? Eu lucrez la o firmă. De vreun an și ceva. Sunt colaborator permanent. Ce firmă? Un trus mai mare. Impresarier, spectacole, mă rog, prăjel de asta. Iese banul, asta e important. Și tu? Te-ai făcut actriță, a? Vorba vine, m-am făcut actriță. Mai prind și eu așa câte o colaborare pe aici, pe acolo. Mai am o mascotă de napolitane, mai un Ronald McDonald. Luna viitoare ziua mea, să mai în vedere, da? Mult mai bine așa. Ce? Părul. Și atunci ciufulit. Dar tot așa eram și înainte, întotdeauna mă tund așa. Sigur? Sigur. Oricum arăți mult mai bine acum. Ce? Tot vrăjitor ai rămas. Nu, serios, e ceva schimbat. Da, e ciufulit. Tu mai ai motocicleta aia roșie? Galbenă. Și oricum nu aveam nicio, am luat-o după. Cum mă n-ai căzut tu cu ea pe scări? Ți-ai rupt piciorul. Se poate. Oricum era mișto. Ce? Așa, în liceu, era viață. Ah, da. Auzi de proful de mate? Ce s-au? A avut accident de mașină cu o lună. Nasul de tot, s-a făcut praf. Care, mă, că m-am întâlnit cu el acum 2 săptămâni. Sau stai, pe cine ai avut tu la mate? Nu, tu ai fost la... La H. Tu la C și eu la H. Da. Așa. Ziceam de asta, de Adrian, copilul minune. A, da. Acum la firma asta la care lucrez, îi facem un videoclip. Ăsta, copilul, e plin de bani. Vrea să-i asigurăm noi tot, efecte speciale, lumini, dansatori. Tot, noi ne ocupăm. Mișto. Auzi, dar cât costă o filmare de asta? Acum nu știu, că abia în seara asta mă întâlnesc cu el și discutăm buget, actori, tot. A, păi hai că chem și un taxi de pe telefonul tău și mergem. Nu, nu-i nevoie, putem să mai stăm. Nu, că oricum trebuie să plecăm, m-am și pilit. Păi da, putem să mai stau. Alo? Bună seara, o mașină la Plentos, pe Mendeleev. Da, chiar îmi fac. Ce faci, mă? Bă, ce idee mi-a venit. Ce? Hai cu mine în seara asta la copilul minune. Ce să fac acum? De 2 săptămâni chinui să găsim o fată pentru clip. Vrea una și drăguță și statura lui. Eu? Melodia e o poveste de dragoste despre fata visurilor lui pe care încă o mai așteaptă. Mă rog, vrăjel, da. Tu ești femeia visurilor mele. Te miști bine, ai experiență. O să te cunoască lumea, ești ceva bani. Eu zic că merită să încerci. Ia uite, bă, că nu m-am gândit eu până acum. Nu știu ce să zic. Crezi tu? Adică de ce nu? Mergem? Mergem. Pe aici.
Cred că m-am amențit un pic. Păi ce facem acum, înainte de probă? Ce probă? Tu ești femeia visurilor mele. Ce faceți, mă, acolo? Băi, ce faceți, mă, acolo? Băi! Știu. Bă, nu vă fataliz, bă! Hai că vedem ce faci. Nu răspunde, nu știu, are telefonul închis. O, acu' jumătate de oră. Nu, tată, nu ține altceva când vorbești direct cu el. După aia ce că cine ești tu, mare șmecher, să-l suni, să-i lași mesaje? Nu, bă, eu nu-l sun pe ăla fida lui. Eu vorbesc direct cu Gabon. E o problemă. S-a matolit un pic. Ce vrei, mă, de unde era să știu eu că duce? Ce ai, mă, băi, să nu cazi! Băi, să nu cazi! Ce mă fac eu cu tine? Nu știu. Mă duc până jos să-ți iau ceva, da? Să fii cu minte. Nu te miști de aici. Bine, hai că vin repede. Sunt Luca, băiatul cu datoria. Ce vreau să vă spun? De fapt, vreau să vă rog, dacă se poate să ne mai păsuiți 2-3 zile, că n-am strâns încă toată suma. Și, oricum, dacă nu deranjez, aș trece în seara asta pe la dumneavoastră să vă propun o afacere. Nu știu, poate ne înțelegem așa. Cu respect, vă mai sun eu. Și te uiți, mai rămas în pană cu Javra? Hai, mă, du-te și plimbă-te. Să trăiți. Tot eu sunt cu datoria. M-am gândit că poate n-am fost destul de clar și de-aia v-am mai sunat odată. În legătură cu afacerea, se pare că am găsit o fată pentru domnul Adrian. Nu știu, eventual să o vadă el în noaptea asta și tot atunci să vorbim și noi. Să stabilim cum facem. Oricum vă mai sun eu. Domnul? Mă scuzați? Alo! Culoarea, băie! Scoală-te, băie! Fute-te în gură să te fut! Băi, nu ți-a spus să mă aștept jos lângă balcon? Așa? Și dacă îmi stăia în cap, cum era? Mă spun că nu se poate, este cumpărătul.
nu-ți place muzica? De-a lungoace. Ăsta? Nu, ăla de-n buzunar, până la grămadă. A, ăsta! Îl iau eu, fac colecție. Păi dă-l încoace. N-auzi, mă, că fac colecție, ești tu casetofonul, ești tu radio, ești tu ce vrei și mucles. Oricum n-are mai nimic amețitul ăsta. Băi, n-ai tu treabă. Tot ce găsim, pune la grămadă, că de asta am venit. Dă-l încoace. Ăsta? Hopa! Ce faci, mă? Dar nu m-am făcut și mărții, mă? Domnule, ce s-a întâmplat? Au prins un hot de mașină. Unde-i domnule? Ia uite, domnule. Ce cauți, domnule? Pleacă-mă de lângă mașină. Voi eu cu tine vorbesc. Felie? Bă, am căcat-o. Nu, fii atent, ia camioneta și vină încoace. Bă, mă fut pe frânele tale, le faci mâine, vină încoace! Da, acum. Iată-te! Tu cine ești, mă? Câine până la moarte. Ce vorbești? Ia zi repede ce ești de not. Mihalcea? Petre? Prunea? Chiriță? Lucescu? Lupescu? Petre-i lovit de un an, dar hai să zicem. Gata, băi, ne-am luat mascotă! Până la moarte, sunt câine, până la moarte. La tomberoane, împinge la tomberoane, la tomberoane, împinge la tomberoane.
Ei, Pancu, cu spatele! Pancu! Stai, bă, ține mai de sus, că-i cade capul ăla, mă! Bă, idiotule, vrei să trezești tot blocul? Totuși, idiotul, unde-i tot, mă? Mă bag în vreo groapă, ceva, văd. Felie? Da. M-ai scos din căcat, mă. Lasă-mă, tu du-te și găsești-o pe aia. Ce ai, mă? De care ești, mă? Ce? Cu Steaua sau cu Dinamo? Cu niciunii. Nu mă uit la fotbal. Am treabă. Tu-s gura, mătii. Speriată rău. Da, m-a văzut tot, a fugărit-o ăla. O să văd cum fac. Pe la răzoare, cred. Bine, bine aia, las că mă descurc eu. Auzi, băi, mai încerc eu la Gabonul? Nu mai încerci, mă, nicăieri, te rog eu frumos. Pe Gabonul sun eu. Tu vezi cum te descurci cu fata aia. Băi, acum eu spun să ai grijă de fata aia, să nu o lași să plece, da? Eu știu ușor. Vezi ce faci. Bine, tu știi. Hai, să treci tura. Poate îmi spui și mie ce se întâmplă. Îți spun mai târziu, acum hai că trebuie să mergem să povestești cuiva ce ai văzut.
Nu merg nicăieri, sunt obosită și mă simt rău. Ăla-i mor la mine acasă și tu ești obosită? A? Atunci ai la poliție. Nu se poate. De ce? Nu se poate, da. Pentru că sunt niște lucruri complicate. Și acum e mai important să știe altcineva, nu poliția, da. După ce se liniștesc lucrurile, îți povestesc tot. Promit. Uite, mâine mergem unde vrei tu, dacă aș vrea să mă duc acasă. Hai, dă-te jos. Păi nu mergem cu mașina? Nu. Știu că e furată, dar ce mai contează? Te rog eu frumos. Poți să știu și eu cu cine ai vorbit la telefon? Hai tu treabă, tu du-te acasă și fă nani că ești obosită. Ceia doi erau de la tine, de la firmă, nu? Auzi, dacă mă gândesc bine, tu ești cam dubios cu toate secretele și cu prietenii ăștia tăi. Să știi că o să mă duc la poliție. Ce faci, mă? Ona! Lasă-mă! Vrei să zic în ce căcat am intrat? Mare de tot. Am garantat un împrumut pentru un prieten și n-am de unde să dau banii înapoi. Că-s la fel de dator ca el. Aia doi au venit pentru bani. Zi-mă ce ai făcut. Ce? Bine, mă, băule. Bine. Uite, mă duc să o duc pe Mona acasă. Și ce-i vocea asta? Bine, hai să ne vedem. Unde stai? Pe Plevne. Uite la Plevne. 20 de minute. Între 10. Avem eu o colegă, una roșcată, Iulia. Așa. Cea că te-ai culcat cu ea. Roșcată? Mm. Nu știu, nu cred. Poate bine, erau proaste. Nu știu, dacă vrei, poți să te duc și mâine acasă. Te mai liniștești și tu. Poate că nici nu-i bine să te vadă ai tăi în halul ăsta.
Ești sigură că vrei acasă? În general, nu. Și acum? Și cu filmările ce faci? Mă lași balt? Păi asta de până acum ce-au fost? Iată, dacă până număr la 5 n-aruncă țigara, vin cu tine. Hai să vedem. 1, 2, 3, 3 jumate, 4. Felia Zmatic, nefumat în viața lui. Vrei o țigară? Nu fum aici. Auzi? Dacă ne-am fi întâlnit abia peste vreo 10 ani de aici, ți-ai mai fi adus aminte de mine? Cred că da. De ce? Nu știu. Că să ai trei pitici, cred. Știi că sunt oameni care își aduc aminte în amănunt toate chestiile din viața lor. Da? Se poate. Nu, serios, să zic eu. Da, uite, eu nu mi-aduc aminte nici măcar ce-am făcut în seara asta. Păi asta nu e bine. Una, ți-am zis că trebuie să povestești cuiva ce ai văzut. E simpatic. Mă gândesc să te iau cu mine. Unde? Ai pașaport? Da.
Zi-mă unde. Las că vezi tu, dar zi vrei? Zi-mă unde, că te omor. Nu știu, undeva departe. Unde, mă? Zi unde, că te împușcă în gură. La Rio, de exemplu. Am eu o prietenă pe un pas de croazieră. Ne aranjează imediat. Am strâns ceva bani, dar nu vreau să plec singură. Și ai tăi? Îți dai seama? Într-un an, doi uiți limba. În 10, uiți că ai trăit în altă parte. De fapt, pe tine nici n-a trebuit să te iau, că o să-mi aduci aminte. Câți bani ai strâns? Vreo 300 de dolari. Dar mai am ceva de luat de la McDonald's. Zi, vrei? Poate fac și o de ceva bani. Și dacă nu ne place acolo, ce facem? Nu știu, mergem în altă parte. Zi, vrei? Da. Felie, băi, n-auzi? Băi, cineva acolo. Ce ți-au făcut ăștia, mă? Ce, mă, ți-e frig? Du-te și-a două pături și o sticlă cu apă. Du-te, mă, n-auzi? Ți-e mai bine, mă? Uh-huh. Unde te-au lovit, mă? La ficat? Uh-huh. La coaste? Unde ți-au dat? Aolo, aici ai, a? Aici ai, a? Felie? Băi, Felie! Băi, Felie, așa, tată, așa. Las că o rezolvăm noi, o să vezi. Îți promite fratele tău. O să vezi. Orice fac pentru tine, mă auzi? Orice fac pentru tine. Să nu-ți fie frică. O să o scoatem noi la capăt. Îl sun pe Gabon, o rezolvăm noi într-un fel, da? Alo, bun. Putu-s căsuța a fost la pizdelor, mătii. Cune? Cred că trebuie să-l ducem la spital. Bine. Ba da, am luat-o bine. Trebuie să mergem să rezolvăm ceva mai întâi. Și pe urmă mergem la spital și gata. Așa, și deci ajung la ala și ce îi spun? Ce ai văzut? Ai, mă, Mona, mă, ce dracu? Și atât, da? Atât. Păi și cu el ce facem? Îl lăsăm aici? Da, că venim repede. Ești sigur? Auzi? Dă-și tu ăla jos, te rog. Vreți
Stai un pic aici. Atențiune, vă rog, atenție! În această seară vreau să îl invit aici lângă mine pe scenă pe domnul Crocoi! Unde e Crocoi? Crocoi! Iată-l pe Crocoi! Mamă, dar ce elegant ești! Putem să-i spunem domnul Crocoi la vârsta de 13 ani, nu? Auzi ce zic eu. Hai să dăm un exemplu în această seară. Acestor oameni respectabili. Vreau să fiu eu primul care te cinstesc. Da? Atenție! Ia să vedem! Ia să vedem! Să vedem, dar ce să vedem? Ia să vezi pe alea. Stai! Să vedem. Din partea mea și al tăticul tău, tăticul nu știu pe unde e, undeva să e pe sus, un Mercedes cadou, la mulți ani să fii sănătos, să ai parte numai de la Ferrari sus, și ce dorești tu să fii sănătos? Să cântăm o melodie frumoasă, să îți țin bine pentru fratele meu, Crocoi! Stai un pic aici. Mă duc până sus să fac intrarea și pe urmă te chem și pe tine. 5 minute, pe urmă vorbim și de treaba aia cu Adrian. Bine, dar nu stau aici, te aștept afară. Afară 5 minute. Valoare, cum e Crocoi, frățioare, este tare fericit, că e normal. Bună. Bună. Ce faci, mă? Ce frig? Puțin. Hai, că ai înghețat la scârta asta. Nu, ține pe tine că răcești. Lasă că nu am nimica. O să răcești. Lasă că mie nu-mi este frig. Acum ce mai bine? Da, mersi. Să trăiți. Partea la mine și cu restul spera că poate ne înțelegem. Da, i-am și sunat. Serios? Nu, tu ești bine, deștept. E la mine acasă de ziua lui ăla mic al meu. Mă prins cu șprițul în nas. Și crezi că mă faci tu pe mine, nu mă? Nu, domnul Gabonu, cum să... Aoleu, stați un pic! Vreau să vă spun de fata aia.
E pentru Adrian, uitați-vă puțin. Uitați-vă pe fata aia, vreau să vă arăt. M-am gândit că exact ce caută el, se potrivește perfect. Înălțime, trăsături, tot. De-aia v-am și spus la telefon că poate ne înțelegem așa și mai uitați deoparte din banii aia. E gagica ta? Da. Bine, azi de-a lucru cu-i. Păi nu, stați o secundă, că n-ați înțeles. Păi nu, eu mă gândeam... Stai puțin, că vreau să mai vorbesc ceva cu șeful. Stai mă puțin, că vreau să-i spun... Băi, fata era pentru Adrian, nu? Fata era pentru Adrian! Stai mă, nu mai trage! Fata era pentru Adrian! Stai mă, băi, fata era pentru Adrian, n-ai înțeles? Stai mă puțin, băi! Băi, deci fata era pentru Adrian, ai înțeles? Lasă-mă să mai vorbesc. Dă-mă drumul, du-te în pula mea de la Bagiu. Ești becher, băi, uistule. Hai, vină încoace. Ești becher, mă? Stai acolo, că te arzi să moară mama. Stai acolo! Băi, tot te plimb până la urmă. Acolo am fost salon, dar tu nu scapi. Ascultă la mine. Băi, tu n-au să stai acolo! Stai acolo! Cine te crezi, mă? Cine te crezi? Te fac și ori, stai acolo, tu te-mi pula mea! Ai grijă ce vorbești, băi! Știi ce facem? M-am gândit. Mergem la mine sus să-ți arăt ce trembengos am primit. Nu se poate, uite, aștept pe cineva, s-a dus, a stat de vorbă cu tăticul tău și se întoarce. Las că te așteaptă și el un pic, ce tu cum l-a așteptat? Nu se poate, trebuie să-l aștept aici, am spus că aici. Nu se poate. Haide, ce-i venit, doar să arăt 3 minute și o să vin înapoi. Nu se poate. Haide, bine. Bine, hai, 5 minute. Oh,
vadă bine. Parcă vă ceva încolo. Băi! Stai, mă, puțin! Băi! Aici o să ajung la așa. Întotdeauna am la mine o canistră cu apă caldă sau spirit. Nu se știe niciodată ce apare. Să-ți dau un caz, de exemplu, în vara asta, prin iunie, veneam întins de pe ordicen să iau ceva marfă de la un angro. Căldurătate de luai foc. Mă oprește una să o duc la examen la București. Disperată, fă. Bună rău. Urcă, nu zic nimic, închide ușa. Dacă un prin liber pe contrasens, pac, întorc hârbuși. Tai o dată spre ordicen. Bă, pulănil de angro. Fata ca o leu, ce faci, domne, mă nenorocești, pierd examenul. Până să vai tăia, ce mai tată, că eram lângă urziceni. Trag pe dreapta și zic de la obraz. Fă, zic eu, uite care e treaba. Vrei să prinzi examenul? Pui știu curul la bătaie. Bă, i-am dat-o la vizuină, nu i-a mai trebuit nici examen, nici nimic. Pe urmă am dus-o, că sunt parolist. A mai fost una cu vă 2 ani, o purisancă la vă 40 de ani. Carnea, băia, tare, bă, că la 20 de ani, înțelegi? Nu vrei să știi cum arăta. Auzi? Eu cred că a terminat. Tragem aici pe dreapta. Așa. Ia să vedem că nu vine nimeni. Ah, dacă te plichisești. Vezi tu că ai niște ziare, niște reviste pe cea, da? Hai. Gata, guriță, te-ai schimbat. Ce vrei, Luca? Luca! Stai, mă, ce? Luca! Stai că am rezolvat eu cu Luca. Stai, mă, puțin, ce? Ce vrei, domnule? Lasă-mă în pace. A? Stai, mă, un pic, ce? Luca! Luca, ce? Stai. Ia, domnule, mâna de pe mine. Stai, mă, că nu-ți fac nimic. Ia, domnule, stai, mă, dragă, Luca! Stai, mă, puțin, ce?
Ia mâna de pe mine când îți zic. Dar ce-s? Luca! Mănânc, ce-s? Stai, bine.